Trei tineri au scăpat ca prin minune după ce au fost implicați într-un accident rutier produs într-o zonă periculoasă din Severin. Aceștia s-au răsturnat cu mașina în canal. La un pas de tragedie, un tânăr conducea un autoturism cu viteză pe arteră principală a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Acesta a fost momentul în care șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a aterizat în canal. În mașină se aflau alți doi băieți, iar niciunul nu a fost rănit grav. Cei trei au avut noroc, căci mașina a căzut pe roți. La data de 5 februarie anul curent, poliția municipiului Drobeta-Turnu-Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe bulevardul Mihai Viteazu, în apropiere de intersecția cu strada Independenții, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un tânăr de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu, la intersecția cu strada Independenții, a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a doi tineri, pasageri în autoturism, care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pasagerul din spate de 18 ani a ajuns la spital cu traumatisme. Alte două persoane de 18 respectiv 20 de ani au fost rănite mai ușor și au refuzat transportul la UPU. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Locul în care a avut loc accidentul este unul dintre cele mai periculoase tronsoane din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, aici înregistrându-se numeroase accidente de-a lungul timpului.